Agenția Rezerve Materiale a finalizat procedura de recepționare a grâului alimentar destinat reînnoirii rezervelor de stat, un demers esențial pentru securitatea alimentară a țării. Această activitate a implicat o supraveghere rigoroasă a întregului proces, începând cu recoltarea grâului, continuând cu transportul și finalizând cu depozitarea acestuia. Potrivit ARM, pentru a asigura calitatea boabelor de grâu, agenția a implementat măsuri stricte de prelevare a probelor. Totodată, aceste teste sunt importante în procesul de restituire a culturii de către operatorii economici, având ca scop garantarea unor standarde ridicate de siguranță alimentară. Probele prelevate au fost analizate pentru a asigura că doar grâul de cea mai înaltă calitate intră în rezervele statului. Mai mult, procedura a inclus măsurători tehnice efectuate în silozurile de grâu urmate de sigilarea acestora. În prezent, rezervele de stat cerealiere sunt asigurate în proporție de 95%, ceea ce reprezintă cea mai ridicată cotă din ultimii 30 de ani. Acest rezultat reflectă un efort semnificativ în gestionarea eficientă a resurselor alimentare și asigurarea stabilității în aprovizionare cu produse de bază.